Merge? Merge. Uite cum merge. Suntem live? Suntem. Dragilor, vă salutăm din nou. Sper că de data aceasta vom reuși să ducem live-ul până la capăt. Ușor, vă invităm să vă conectați din nou și nu uitați ce discutăm noi astăzi. Este vorba despre testul de evaluare inițială, clasa 6. Deci, dragilor, elevi, părinți, bunici, profesori, suntem aici să exersăm împreună, să evaluăm cunoștințele noastre într-un mod cât mai obiectiv, alături de profesorul pe care deja îl cunoașteți, l-ați îndrăgit, profesorul Cristian Demian. Cristi, înainte să se întâmple minunea de defecțiune tehnică, da. Îți amintești că ți-a pus întrebarea, ce fel de pietre nu găsești în mare? Deci eu ți-am dat răspunsul că așa? N-am găsit nimica. Eu m-am uitat după niște pietre prețioase și nu găsisem nimic. Elevii însă au dat mai multe răspunsuri și au notat așa, pietre albe, cristale, unii pietre la rinichi. Deci... Răspunsuri, exact. Ce să zici. Răspunsuri cu adevărat creative. Bravo, dragilor! Tu însă vreau să fii mai vioi astăzi. Păi sunt. Eu aștept să mă convinc că mă aude lumea, că totul e în regulă, că în sensul ăsta mă tot uit, arunc cu ochiul să văd. Bă, e ok, te auzim, Demian, e în regulă, perfect, dă-i drumul. Deci, dragilor, ca să-i facem pe plac domnului profesor, dacă ne auziți bine, dați-ne un like. Dacă ne vedeți bine, ne puteți da un share. Iar dacă mai și înțelegeți ce facem noi aici, puteți da un subscribe. Să ne asigurăm că toată lumea e împăcată. Ok. Întrebarea întrebătoare. Vreau să fii atent. Asta care trebuie să-ți placă. Care e cu pietrele? Uscate. Nu a fost o fază. În mare nu găsești niciodată pietre uscate. Mai departe. Pe Cireș sunt 4 ramuri mari. Fiecare ramură are 4 ramuri mici. Pe fiecare ramură mică ar încăpea 4 mere. Câte mere sunt? Da, asta e cu Cireș. E complicată, nu? S-au mai văzut tot felul de ciudățenii pe planeta asta, nu? Nu? Deci, răspunsul tău? Da, o să-mi iau foaie să fac și niște calcule ca să vedem câte mere sunt într-un cireș. Deci, bravo! Am știut eu că la această întrebare, cu siguranță vei da un răspuns. Știi că la ultima sunt întotdeauna cel mai bun. Nu poți să te las fără măcar o victorie. Bineînțeles, corect. Să știți că noi le discutăm înainte acum. Vă dați seama, nu e adevărat. Nu e adevărat. Vine ultimul moment și zice, aha, ce vorbim astăzi, ce discutăm astăzi. Bine, nu ne raportăm la exerciții. Acolo domnul profesor își face tema pentru acasă și vreau să văd cât de bine te-ai pregătit tu astăzi. Ai rezolvat problemele? Ești 100% dacă convins că vii cu răspunsuri corecte? Vă spun cinstit, am aruncat o privire și mi-a atras atenția problema 14. Și chiar o discutam cu colegii înainte, fiecare cu variantele lui, adică era puțin un lucru neclar, cel puțin din punctul meu de vedere, dar o discutăm și pe aceasta la final. Dragilor, echipați-vă cu un... pregătit. Bravo. Echipați-vă cu un stilou, pix, foaie de hârtie și haideți să rezolvăm. Timpul trece, sunteți și voi ocupați, avem și noi program. Zic să trecem la treabă. Să trecem la treabă. Discutăm de ceea ce înseamnă test de evaluare inițială. Să vedem unde ne aflăm pentru clasa a 6. Vă invităm să transmiteți răspunsurile aici pe chat. Da, așteptăm răspunsurile. Verificăm cum ați rezolvat voi. Ne verificați voi pe noi. Suntem aici. Nu dăm nici note. Suntem aici să facem față provocărilor matematice împreună. Deci, domn profesor, poți începe. Să fac schimb. Hai să facem schimb. Facem un schimb de la valiere. Așa, pe final. Nu pe final. Ești la început de test. Pe final de experiențe de genul acesta. L-am tot rugat să facă exerciții de dicție, să vorbească puțin mai tare. Că vorbește din burtă. Și el zice, nu pot. Cum din burtă? În burtă e ecou. Sau de ecou. Hai că o prindem noi așa cum o putem prinde. Let's go. Da? Așa. Adam, e ok? Da, uite, vezi, e altceva. Bun, îi dăm drumul la ceea ce înseamnă acest test de evaluare inițială. Este un test de pe site-ul profesorjitaruionel.com, unde v-am spus găsiți oricum o sumedenie de materiale interesante, cel puțin pe partea de matematică. Și avem acest test de evaluare inițială pentru clasa 6-a. Este un test
în care avem următoarele informații, că pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din partea a întâi și din partea a doua se acordă 90 de puncte. Evident, din oficiu se vor acorda acele 10 puncte. Toate subiectele sunt obligatorii și că timpul de lucru efectiv este de 50 de minute. Nu ne interesează în acest moment care va fi timpul pe care îl vom obține noi rezolvând acest test. Ne interesează să, cum am zis, să ștergem puțin praful peste ceea ce înseamnă, nu știu, cunoștințele voastre acumulate până în acest moment la matematică. Și dăm drumul. Avem la partea întâi, unde vă spune foarte clar, scrieți litera corespunzătoare singurului răspuns corect. Deci avem de-a face cu probleme tip grilă, în care la partea întâi veți obține 45 de puncte dacă rezolvați corect. Și avem prima problemă. Ne cere rezultatul calculului 30 împărțit la 2 plus 3. Folosindu-mă de ceea ce înseamnă ordinea efectuării operațiilor, evident mai întâi vom face împărțirea, iar 30 împărțit la 2, hai să și scriem problema, deci 30 împărțit la 2 plus 3. 30 împărțit la 2 este egal cu 15, iar 15 plus 3 este ca rezultat final 18, ceea ce face ca la prima problemă răspunsul nostru să fie răspunsul B. Mergem mai departe la problema numărul 2, în care avem restul împărțirii numărului 3927 la 15. Haideți să facem acea împărțire. Deci 3927 împărțit la 15. 15 în 39 intră doar de două ori și înseamnă 30. Rămâne un 9, îl coborâm și pe 2. 15 în 90, haide să vedem, 6 ori, 6 ori 5 este 30 și 6 ori 1 este 6, iar cu 3 înseamnă 9. Deci de 6 ori și avem 90, rămâne un 2, îl coborâm pe 7 și deja dacă 15 ori 2 era 30, deja în 27 nu va mai intra 15 de două ori, ci va intra o singură dată. Iar 7 minus 5 este 2, 2 minus 1 este 1, iar acesta va fi restul. Pentru că problema ne cere restul împărțirii acelui număr 3927 la 15. Deci acesta fiind restul împărțirii, acesta este câtul, să nu le confundați. Deci răspunsul nostru va fi A. Mergem acum la problema numărul 3, unde avem practic criterii de divizibilitate, în sensul în care cifra x pentru care numărul 2570x, scriem cu negru, scriem aici 3-ul, 2570x este un număr despre care știm că este divizibil cu 5, dar știm în același timp că nu este divizibil cu 2. Vă reamintesc, pentru ca un număr să fie divizibil în cazul meu cu 5, practic divizibilitatea înseamnă că acel număr se împarte exact la numărul nostru, adică nu avem rest. Dar avem câteva criterii de divizibilitate, criterii care ne vor ajuta să identificăm mult mai ușor dacă un număr se împarte la un altul, în cazul nostru la 5, și avem acel criteriu de divizibilitate cu 5, care ne spune că un număr este divizibil cu 5 dacă și numai dacă ultima sa cifră este 0 sau 5. Însă, noi știm despre acest număr că este un număr ce nu este divizibil cu 2. Iar noi știm, tot așa folosind criteriul de divizibilitate cu 2, că un număr este divizibil cu 2 dacă se termină 0, 2, 4, 6 sau 8. Ceea ce înseamnă că un număr, ca să nu fie divizibil cu 2, nu trebuie să se termine în 0, 2, 4, 6 sau 8. De unde înseamnă că singura variantă pentru că acest număr 2570x să fie divizibil cu 5 și să nu fie divizibil cu 2 este ca x-ul meu să fie 5. Iar numărul ar fi 2575, deci x trebuie să fie 5. Ceea ce înseamnă pentru problema 3 răspunsul corect ar fi D. Să știi că elevii sunt aici prezenți, de multe ori rezolvă chiar înaintea ta. Mă bucur. Să-i lauzi. Foarte bine, bravo. Asta înseamnă că v-ați pornit cum trebuie pentru ceea ce înseamnă noul an școlar și anul acesta va fi unul mai bun decât anul care a trecut.
Hai să vedem problema numărul 4. Din nou avem o împărțire, 8901 împărțit la 43. Haideți să facem această împărțire. Ne uităm ce răspunsuri avem. Vedem că sunt răspunsuri exacte, deci ar trebui să se împartă exact. 8901 împărțit la 43. 43 în 89 intră de 2 ori. Asta înseamnă 86. Va rămâne un 3. Îl coborâm și pe 0. 43 în 30 nu se poate, deci va intra de 0 ori. Îl coborâm mai departe pe 1 și acum 43 în 301, aici va trebui să mergeți puțin în felul următor, să vă gândiți la ultima cifră, cât ori 3 se termină 1? 7 ori 3 se termină 1, ceea ce înseamnă că 43, să facem o încercare, dacă 43 ori 7 dă ca rezultat acel număr 301. 7 ori 3 este 21, deci vedeți, ultima cifră e ok. 7 ori 4 fac 28 și cu 2 din minte îmi fac exact 30. Deci înseamnă că aici vom avea de 7 ori și înseamnă 301, iar răspunsul va fi cel de la, la C. Răspunsul C este cel cu 207. Mergem mai departe la problema numărul 5. Ne cere să-l transformăm pe numărul 8,04, care este de fapt o fracție zecimală, într-o fracție ordinară. Haideți să vă reamintesc cum vom face acest lucru. 8,04. Aceasta este o fracție decimală finită cu două decimale, ceea ce înseamnă că vom scrie numărul fără a ține cont de virgulă, adică 804, însă jos vom avea numărul 100, pentru că avem 10 la puterea a doua, pentru că sunt două decimale după virgulă. Deci vom avea supra 100. Dacă ați fi avut 8,4, era supra 10. Dacă ați fi avut 8,432, aș fi avut supra 1000. În cazul nostru, supra 100. Simplificăm prin 4 și vă reamintesc și criteriul de divizibilitate cu 4, pentru că, vedeți, se poate și prin 2, dar ca să simplificăm cât se poate de mult, un număr este divizibil cu 4 dacă numărul format din ultimele sale două cifre este un număr ce se împarte la 4. În cazul primului număr, 04 se împarte la 4, în cazul celui de-al doilea, 00, orice număr 0 se împarte la orice număr, excepție la el însuși, adică la 0. 804 împărțit la 4 înseamnă 4 în 8 de 2 ori, în 0 de 0 ori și în 4 o dată și în 100 de 25 de ori. Acum, fracția noastră, 201 supra 25, nu mai poate fi simplificată și vă spun și de ce. Pentru că 25 îi are ca divizor pe 1, 5 și 25, iar 201 nu se împarte nici la 5 și evident nici la 25, fiind un număr care se termină în 1 și noi am văzut mai devreme un număr care se împarte la 5 se termină în 0 sau 5. Deci vom obține acest rezultat care, dacă nu mai poate fi simplificat, se numește ca fiind o fracție ireductibilă. Ceea ce avem la subpunctul C. Cristi, uite, unii elevi au dat răspunsul de 804 pe 100. Întrebarea fiind dacă trebuie adus la varianta de 200 pe 25 sau e ok să lase 804 pe 100? Nu avem acel răspuns de 804 pe 100. Deci, de regulă, în momentul în care aveți o fracție, aduceți-o la o formă, la o formă de fracție ireductibilă, adică care nu mai poate fi simplificat, ceea ce am făcut și noi. Mergem acum la problema numărul 6. La 6 avem de-a face cu ceea ce înseamnă media aritmetică a 3 numere, A, B și C. Media aritmetică a 3 numere se calculează în felul următor. Este suma lor, adică A plus B plus C, împărțită la 3, pentru că discutăm despre 3 numere. Ceea ce înseamnă că va trebui să facem adunarea celor 3 numere, A, B și C. Haideți să o facem pe pagina următoare. Deci problema 6. Și avem media aritmetică încă o dată A plus B
Nu vrei să mă lași aici? Hai că scriem mai jos. A plus B plus C împărțit la 3. A-ul nostru este 1,8. B este egal cu 2,12. Și C-ul este egal cu 5,08. Bun, ce vom face? Le vom aduna, dar mă gândeam cum să le adun să-mi fie mai ușor. Și să știți că mai ușor pare a fi B plus C, pentru că operația de adunare este asociativă. Adică puteți aduna mai întâi B plus C și rezultatul adunat cu A, sau A plus B și rezultatul adunat cu C. Și asta voi face. Practic adun mai întâi B plus C și mare grijă, când faceți această adunare, virgula trebuie să fie sub virgulă. Și avem 2 plus 8 înseamnă 10, 1 îl ține minte, 1 plus 0 înseamnă 1 și cu 1 în minte 2 și 2 plus 5 înseamnă 7. Și am obținut ca rezultat 7,20 sau 7,2, pentru că acel 0 puteți pune un număr infinit de 0-uri, practic ele nu contează. Și acesta fiind rezultatul lui B plus C, haideți să-l adunăm și pe A, adică 7,2. Îl adunăm cu A, care este 1,8. 2 plus 8 înseamnă 10, 1 ține minte, 7 plus 1 înseamnă 8 și cu 1 în minte înseamnă 9. Iar rezultatul 9,0 este tot una cu 9,00, cu 9,000, câte 0-uri vreți, dar este tot una și cu 9. Practic, răspunsul nostru va fi atunci, în cazul nostru, suma este 9. Uitați că n-am calculat media. 9 și împărțit la 3, media aritmetică va fi 3, ceea ce înseamnă că răspunsul corect va fi cel de la B. Mergem acum la problema 7, în care avem câteva lucruri din geometrie. Și avem așa, că latura unui pătrat cu perimetrul de 64 de centimetri este egal cu. Este egală cu. Noi știm despre un pătrat că este un patrulater în care toate cele patru laturi sunt egale, ceea ce perimetru însemnând suma lungimilor tuturor laturilor, și atunci, practic, adunând lungimea unei laturi cu ea însăși de 4 ori, e ca și cum am spune 4 ori L ca fiind perimetrul, și acest perimetru știm că este egal cu 64. De unde din această relație scoatem lungimea laturii ca fiind 64 împărțit la 4, iar asta înseamnă 16. Deci răspunsul nostru va fi cel de la C, 16 cm. Elevii au obținut același rezultat. Să știi că avem de-a face pe elevi care vor începe anul cu dreptul, sunt convinsă. Sau cu stângul, dacă sunt stângași ca mine, nu? Ok, haideți să vedem problema numărul 8. Uite, o problemă în care avem de-a face cu 62.000 de metri pătrați care trebuie transformați în hectare. Vă reamintesc, un hectar înseamnă 10.000 de metri pătrați. Ceea ce noi, având 62.000 de metri pătrați, evident vom avea virgula după 6, pentru că avem o astfel de transformare că un hectar înseamnă 10.000 de metri pătrați, deci va însemna 6,2000 ha, acele 0-uri care v-am spus că nu contează, adică 6,2 hectare. Deci răspunsul nostru va fi, în această situație, răspunsul de la D, 6,2 hectare. Și în fine, ultima problemă de la ceea ce înseamnă partea întâi, rezultatul calculului. Aici avem o diferență între două fracții ordinare, adică un 3 supra 4 minus 1 supra 2, și noi știm că pentru a putea aduna sau scădea două sau mai multe fracții ordinare, trebuie să le aducem la același, trebuie ca fracțiile noastre să aibă același numitor. Deci va trebui să aducem fracțiile la un numitor comun, având numitorii 4 și 2, vă reamintesc 3 și 1 se numesc numărători. Deci încă o dată, având numitorii 4 și 2, numitorul comun va fi 4. Prima fracție îl are deja numitorul 4, înseamnă că vom amplifica doar a doua fracție cu 2
și vă reamintesc că amplificarea se face în partea stângă, iar simplificarea în partea dreaptă și vom avea atunci 3 supra 4 minus 2 supra 4, ceea ce este ca rezultat 1 supra 4. Deci răspunsul va fi 1 supra 4, însă văd că ceea ce avem ca și variante de răspuns sunt fracții zecimale, nu fracții ordinare, ceea ce înseamnă că va trebui să transformăm 1 pe 4, care este o fracție ordinară, într-o fracție zecimală și 1 pe 4 înseamnă de fapt 1 împărțit la 4, linia de fracție fiind practic operația de împărțire. Și acum 4 în 1 intră de 0 ori, evident, rămâne un 1. Vom adăuga un 0 în momentul în care punem și virgula după 0. 4 în 10 intră de 2 ori, înseamnă 8, rămâne un 2, mai adăugăm un 0 și 4 în 20 de 5 ori și înseamnă exact 20. Deci rezultatul este 0,25. Cristi, uite, majoritatea elevilor au dat răspunsul de o pătrime. De ce e important să vină cu răspunsul final de 0,25? Pentru că trebuie să alegem unul dintre răspunsurile care le avem, A, B, C și D. Iar răspunsul pe care îl alegem noi este de 0,25, cel de la subpunctul C. Da? E lămurită lumea, da? Odată ce furnizează răspunsul de o pătrime, nu este corect. Păi nu, trebuie să spună litera A, B, C sau D. Aici să știți că chiar și cei care nu stăpânesc deloc ceea ce înseamnă matematica pot să nimerească punctaje, în sensul în care punând la întâmplare una dintre litere să chiar să o nimerească. Și acum intrăm în ceea ce înseamnă partea a doua. Haideți să vedem și partea a doua. La partea a doua avem următoarea cerință, de această dată ne cer rezolvările complete. Și avem prima problemă, problema numărul 10, în care avem un 4 minus 3 la puterea 3 împărțit la 9, totul la puterea 2015, plus 5 la puterea 0. 3 la puterea 3, facem o paranteză. Mai întâi vom face, evident, calculele din paranteză, cu mențiunea că vom folosi ordinea efectuării operațiilor și mai întâi vom face ridicările la putere, după care vom face înmulțirile, împărțirile, înmulțirile și împărțirile și ultima dată adunările și scăderile. Deci mai întâi ridicăm la putere 3-ul, 3 la 3 este 27, împărțit la 9, totul la 2015, plus, aici avem 5 la puterea 0 și vă reamintesc, orice număr ridicat la puterea 0 este egal cu 1. Excepție face 0. O să vedeți în liceu că avem o nedeterminare. Deci avem ca fiind rezultatul 1 pentru 5 la puterea 0. Acum, 27 facem împărțirea la 9 este 3, deci vom avea atunci un 4 minus 3 la 2015, plus 1. 4 minus 3 este 1, deci o să am atunci 1 la 2015 plus 1. 1 la orice putere este egal cu 1, ceea ce înseamnă că vom avea 1 plus 1, iar rezultatul final va fi 2. De această dată nu mai putem verifica dacă am rezolvat corect, pentru că nu mai avem acele variante de răspuns, dar sunteți voi pe poziții și cred că veniți deja cu răspunsurile pentru ceea ce înseamnă exercițiile la partea a doua. Nu, Elena? Vezi că iarăși răspunsurile au fost împărțite și de aici observăm cât de important este să observăm detaliile. Majoritatea au dat răspunsul 1. Și spre final a apărut și 2. Deci e important să duceți exercițiul până la capăt, atenți la orice virgulă, la orice... Eu cred că știu unde au greșit. Cred că aici au greșit. La 5 la puterea 0, da? Orice număr, reamintesc, orice număr la puterea 0 este 1. Da? Și cred că mulți dintre voi ați făcut greșeala și ați scris că este 0. Și atunci ați obținut într-adevăr paranteza ca fiind 1, da? Și plus 0 le-a dat 1. Dar răspunsul corect este 1 plus 1, pentru că, repet, 5 la 0 este egal cu 1. Deci răspunsul este 2. Mergem acum la problema 11. Aici avem de-a face cu area unui dreptunghi cu lungimea de 24 decimetri. Poate vă reamintiți, la dreptunghi avem două
două dimensiuni, lungime și lățime. Lungimea se notează cu L mare, de asta am făcut și eu, 24 decimetri, iar lățimea cu L mic. L mic, lățimea fiind latura mai mică din dreptunghi, da? Adică acesta fiind dreptunghiul, aceasta este lungimea, iar aceasta este lățimea. Și știm despre lățimea că reprezintă 3 pătrimi din lungime, apropo de pătrimi. 3 pătrimi din lungime, asta înseamnă 3 pe 4 ori lungimea noastră, adică ori L. Încă o dată, 3 pătrimi, 3 supra 4, din lungime, adică ori L. Deci vom avea 3 supra 4 ori 24, care îmi place să-l scriu sub formă de fracție, supra 1, pentru că având acest produs între fracții, putem reduce. 4 și 24 se împart la 4, aici rămâne 1, aici rămâne 6, ceea ce înseamnă sus voi avea 3 ori 6 supra 1, ceea ce înseamnă că lățimea mea este egală cu 18. Problema însă ne cere area acestui dreptunghi, iar area știm că este lungime ori lățime. Adică lungimea de 24 de decimetri ori lățimea de 18 decimetri. Și haideți să o și calculăm. Haideți să facem aici calculele. 24 ori 18. 8 ori 4 este 32. Îl scriem pe 2, 3, îl ținem minte. 8 ori 2 este 16 și cu 3 din minte înseamnă 19. 1 ori 4 este 4, 2 și avem 2, 13, 1 cu 2, 3 și cu 1 din minte, 4. Deci avem area ca fiind 432 de decimetri pătrați. Da? Bun, mergem mai departe. Problema numărul 12. Un teren agricol are 250 de hectare și 60% din acesta este cultivat cu porumb. 60% mai mult, puțin decât jumătate. Câte hectare sunt cultivate cu porumb? Păi, nu aveți altceva de făcut decât să calculați, să vedeți cât înseamnă ca suprafață 60% și atunci vom calcula 60% din totalul de suprafață, adică din 250 de hectare. Deci o să avem 60% din 250 de hectare. Asta înseamnă 60 supra 100, da? Scris sub formă de fracție, procentul înseamnă 60 supra 100, din, adică ori, 250 supra 1. Așa cum am zis că îmi place mie să scriu sub formă de fracție. Acum, tăiem un 0 de la 60 cu un 0 de la 100, rămâne 10 jos, iar 10 se va tăia practic cu încă un 0 de sus, 0 de la 250. Ceea ce înseamnă că vom avea un 6 ori 25, 6 ori 5 este 30, iar 6 ori 2 este 12 și cu 3 înseamnă 15. Deci vom avea 150 de hectare, practic, din cele 250, este cultivat pe o astfel de suprafață, este cultivat cu porumb. Deci răspunsul este 150. Zi. Același răspuns l-au obținut și ei. Avem o întrebare referitoare la problema anterioară. Ne întreabă de ce lungimea e egal cu 18 și nu 36, ne întreabă Alina, la problema anterioară. Probabil că aici nu a înțeles ea. Aici e un punctuleț mic. Da, sus mi-a rămas un 3 ori 6, da? Iar jos mi-a rămas un 1 ori 1. Da? Și 3 ori 6 înseamnă 18, da? Probabil că nu s-a înțeles punctul ăla al meu. Am înțeles. Bun. Și mergem acum la ultimele două probleme. Problema 13, în care avem un biciclist, merge cu viteza constantă de 150 de metri pe minut. 13, deci viteza este de 150 de metri pe minut.
Câți kilometri parcurge biciclistul în 3 ore? Avem de a face cu două transformări. Odată, ceea ce va trebui să vedem este 3 ore câte minute înseamnă. Și noi știm că o oră înseamnă 60 de minute. Atunci, evident, 3 ore vor însemna 3 ori 60 de minute, adică 180 de minute. Și acum, viteza lui este de 150 de metri pe minut. Atunci, ca să vedem ce distanță parcurgem, vom înmulți 150 de metri cu câte minute sunt, adică cu 180 de minute. Și haideți să facem calculul. Aici, când le înmulțiți, puteți să înmulțiți 15 ori 18, iar la rezultat veți adăuga cele două zerouri ca să vă fie mai ușor să faceți calculul acesta. 8 ori 5 este 40, 4 îl ține minte, 8 ori 1 înseamnă 8 și cu 4, 12, 1 ori 5 înseamnă 5, 1 ori 1 înseamnă 1, deci avem 270 și v-am spus că adăugăm cele două zerouri, deci o să am 270 cu încă două zerouri, va face 27.000 de metri. Însă, problema ne spune câți kilometri parcurge practic în cele 3 ore. Ceea ce înseamnă că va trebui să transformăm cele 27.000 de metri în kilometri și noi știm că un kilometru înseamnă 1.000 de metri, ceea ce 27.000 de metri înseamnă că vor însemna 27 de kilometri. Bun, și problema numărul 14, ultima problemă, cea care aici fiecare... Uite, hai să îi lăsăm pe ei să vedem ce răspunsuri obținem aici. La ultima problemă, care nu e foarte dificilă, dar depinde cum o vezi problema. Adică e out of the box. Bun, până aici, dacă sunt și întrebări și în același timp aștept răspunsurile din partea voastră pentru ultima problemă. De ce zici că această problemă este out of the box? Ce păi are nu, atât de nu. Păi, știi cum e? Da, inițial te gândești, bun, cum facem? Sunt pe malul unui râu, sunt 17 turiști. Ei vor să treacă pe celălalt mal folosind o barcă. Să se afle numărul minim de traversări ce trebuie făcute dacă numărul maxim de turiști la o traversare este egal cu 4. Se punea problema... Ia! Uite, Sofia, Andrei, Cristina, Darius, iarăși Andrei, Medea, Maria spun că 5 traversări. 5 traversări. Pentru că te gândești, bun, ok, barca duce maxim 4, dar te gândești cine vine înapoi cu barca, cine o conduce barca. Dar cred că răspunsul e aici, faptul că ei sunt turiști, doar nu sunt, cum să cheam, comandanți de nave, de vapoare. Barcă-ngine. Dar e o barcă slash. Da, asta te gândești, dar totuși turistul e turist, adică el trebuie să stea, nu? Deci tu spui out of box însemnând perspectiva. Da, adică... E un turist care beneficiază de servicii sau premium sunt și este plimbat cu barca. Nu, sunt problemele alea cu... Sau este un turist care vâslește. Da, nu știu, au un naufragiat și au o barcă, câte drumuri ar fi necesare să treacă pe partea cealaltă. Dar discutăm totuși despre niște turiști și atunci, în situația aceasta, dacă am face 4 traversări, deja ar fi 4 ori 4, care înseamnă 16 turiști ca fiind transportați în partea cealaltă, dar mai avem unul care rămâne, ceea ce înseamnă că va trebui să facem 5 astfel de drumuri, dar ca să scriem ca și o rezolvare completă, o să facem 17 împărțit la 4, și aici vom avea atunci 4, 16 și vedeți, ne rămâne acel rest egal cu 1, ceea ce înseamnă că vom scrie în cuvinte, sunt necesare 5 traversări. Pentru că la 4 traversări a rămâne un turist săracul abandonat pe malul celălalt și atunci ca să fie toți turiștii transportați, fiind vorba de un număr maxim de 4 care încap, să zic, în acea barcă, da, e nevoie de 5 astfel de traversări.
Cam asta a fost. Asta a fost testul pentru clasa a 6-a. Sper că v-a plăcut, sper că ați rezolvat, știu că ați rezolvat în pas cu mine și am primit chiar foarte multe răspunsuri. Nu doar în pas cu tine, de multe ori te-am întrecut. Înaintea, da. Bravo, dragilor, felicitări vouă pentru implicare, felicitări părinților care v-au dat de știre despre acest mic eveniment, așa. Sper să devină un obicei plăcut, util atât pentru voi cât și pentru noi. Dați-ne un feedback, cum vi s-a părut acest test? Cât de complicat, cât de simplu. Așa, uite, ei majoritatea au notat 5-5-5 traversări. Da, e foarte bine. Foarte bine. Așa, deci, dragilor, de la 1 la 10, cât de complicat vi se pare testul? Da. Tu cum zici, Cristi? Eu zic accesibil. Accesibil. Totuși discutăm de un test inițial, discutăm, e ca și cum ai vacanța între campionate și din prima când te întâlnești cu colegii, bac, test, hai, avem meci. Nu, trebuie să existe puțin la antrenament, trebuie să existe o încălzire, să zic așa, să șteargă puțin praful peste caietele lor, cărțile lor. Uite, Andrei și Cristian consideră că este chiar foarte ușor, alții dau feedback-ul frumos, iar avem aici o domnișoară, Sara, ne întreabă dacă am mai făcut live-uri de acest gen. Sara, am tot făcut, am început din prima zi a pandemiei și ne-am axat, bineînțeles, pe elevii de clasa 8-a și a 12-a. Apropo, vă puteți uita peste webinarele lor, găsiți tot felul de informații utile chiar și pentru voi, elevii de a 6-a. Sunt în continuare pe contul de YouTube Are Studio și Centrului Unirea, la fel pe Facebook, dar, ca să vă fie foarte, foarte simplu, puteți urmări grupul numit Schoolflix. Acolo aveți stocate toate materialele filmate de noi. Sunt în această formă interactivă cu elevii care au rezolvat exact ca și voi în timp real și am comunicat, am schimbat experiențe, da, matematice de toate felurile. Dar în ritmul ăsta relaxat, glumeți, plăcut și vouă și nou. Până la urmă asta trebuie să fie studiu, o experiență plăcută. Uite, mie mi s-a părut la exercițiul 9 de la partea 1 cel mai ușor. Nu, nici nu. Nouă cu rezultatul calculului. Aia cu amplificarea. Da. Ok. Zice că nu a fost nici greu, nici simplu, Silvioara. Cum putem să mai participăm? Foarte simplu, dați like, share, subscribe și dacă ați dat subscribe, cu siguranță veți fi notificați. Iar din data de 15 septembrie vom veni cu vești unde, cred eu... Vedem, eu cred că voi trebuie să înțelegeți că... Veți obține și mai multe informații legate de proiectele pe care le pregătim, vă vor fi extrem de utile. Zic. Da, noi suntem tot pe aici. Nu scăpați. Bun, dacă nu aveți alte întrebări și nelămuriri, dragilor, vă urăm în continuare vacanță plăcută. Au mai rămas câteva zile, bucurați-vă de ele. Câteva zile și o săptămână. Foarte puțin, nu? Păi da, dar sună ciudat, sună așa, câteva zile, nu, câteva zile păi și zile. O săptămână. Foarte puțin. Bine, dacă mai insiști pe chestia asta, că sunt 10 zile, atunci vă invit să participați la webinarul de marți viitoare, dedicat elevilor de a 7-a, da, și joia viitoare, dedicat elevilor de clasa 8-a. Unde, chiar apropo, o să fie pentru cei care vor participa marți, testul fiind de evaluare inițială, pentru cei de clasa 7, o să fie un test cu ceea ce înseamnă probleme pe care ei le-au făcut în clasa 6. Și așa voi o să aveți ocazia să vedeți ce tipuri de probleme o să faceți în clasa a 6-a, că știu că sunteți la început și sunteți curioși. În ritmul la care ați lucrat, sunt convinsă că multe dintre probleme vor fi chiar accesibile pentru voi. De aceea, zic eu, un exercițiu în plus, un antrenament în plus, este benefic vouă. Mai ales că mai e puțin. Eu insist că e puțin. Deci, dragilor, deși sunt doar 10 zile, cred că e important să vă amintim din nou că e cazul să vă pregătiți nu doar rechizitele, ci și masca, dezinfectantul. Protejați-vă pe voi, protejați pe cei dragi vouă. Noi suntem alături de voi și orice întrebări aveți, le așteptăm cu drag pe Schoolflix. Da. YouTube sau, nu știu, contul nostru de Facebook, Are Studio. Ne găsiți. Centrul Unirea, da, ne găsiți. Suntem aici în mediul online. Okay. V-am pupat, mulțumim pentru inimare. Nu uitați pa, pa, de share și subscribe. O zi minunată vă dorim, dragilor. Pa, pa.